Businessul din Moldova este foarte slab și există să investească în dezvoltare și perspective. Iar pentru redresarea economiei va fi nevoie de cel puțin încă de vreo 10 ani. Concluziile aparțin expertului economic Vyacheslav Ioniță și au fost făcute în baza datelor despre creditarea agenților economici de către instituțiile bancare. Potrivit lui Ioniță, în țara noastră s-a creat o situație fără precedent încă din 2023, atunci când s-a înregistrat pentru prima dată un rezultat negativ al așa numitei creditări nete a mediului de afaceri. Mai multe detalii în materialul ce urmează. După cum subliniază expertul economic Vyacheslav Ioniță, în ciuda faptului că sistemul bancar al Republicii Moldova oferă dobânzi competitive pentru agenții economici, astăzi afacerile preferă să acumuleze depozite decât să ia împrumuturi. Și aceasta este o mare problemă care nu a existat anterior, spune economistul, chiar luând în calcul faptul că volumul total al creditării a depășit 42 de miliarde de lei. În trimestrul 3, volumul de credite noi luate a fost de 11,9 miliarde de lei. Însă, în aceeași perioadă, agenții economici au trebuit să întoarcă înapoi 10 miliarde de lei. 90% din toate creditele noi luate, de fapt, ele acoperă creditele vechi. Deci, creditarea a fost chiar negativă. Expertul a mai precizat că, în aceeași perioadă, agenții economici au depus 2,8 miliarde de lei la depozitele bancare. De exemplu, dacă în anul 2000 așa numită creditare netă se ridica la 1,1 miliarde de lei, în 2005 constituia 4,1 miliarde, în 2010 depășea 12 miliarde de lei, iar în 2012 a atins cifra de 18,8 miliarde. Atunci, în 2020, aceasta a coborât la doar jumătate de miliarde de lei, pe când în 2023 s-a înregistrat o balanță negativă de 8,2 miliarde de lei. Și în acest an, creditarea netă este de minus 9,4 miliarde de lei. Ce înseamnă acest lucru? Acest an, creditarea netă a ajuns la un nivel fără precedent de aproape 10 miliarde lei, avem minus 9,4 miliarde de lei. Deci agenții economici țin în bănci cu 9,4 miliarde de lei mai mulți bani de credit o luat. Acest indicator, de fapt, ne arată că problema nu este în sistemul bancar, problema este în mediul nostru de afaceri, care este unul foarte sensibil și foarte slab în sensul în care se teme să investească, se teme să facă investiții și aceste investiții, dacă vedeți, cel mai clar se vede pe indicatorul creditarea netă a business-ului. Dar iată un alt indicator, creditarea netă a persoanelor juridice de către bănci raportată la PIB. Prin comparație, în special pentru reprezentanții actualului guvern PAS, care spun că în perioada guvernărilor, economia crește și afacerile merg bine, mai ales afacerile agricultorilor, care dau tot ce au din casă ca să-și achite ratele la bănci. Dacă în 2007 creditarea netă în raport cu PIB-ul era de 14,7%, atunci în 2022 a ajuns la doar 0,9%, iar în 2024 a scăzut cu până la minus 2,9%. Economistul spune că nu cunoaște dacă mai există undeva în lume astfel de indicatori ca în Moldova. În acest ritm, redresarea economică în cel mai bun caz va dura încă un deceniu, a conchis Vyacheslav Ioniță.